Bună ziua! Mă bucur că ne reîntâlnim. Vreau să vă anunț că în mijlocul nostru avem deosebita onoare și plăcere de a o avea ca invitat de onoare pe doamna ministru Ecaterina Andrunescu. Este o cinste pentru comunitatea noastră să o avem în mijlocul nostru. Ne cerem scuze pentru neconcordanțele care s-au ivit. Eu am fost la o adunare în zona penticostală. Aici, din nefericire, doamna ministru, avem o mormântare, un băiat tânăr, băiat de vază al comunității noastre și foarte multă lume este și acolo. Dar, știți cum este, morții cu morții, vii cu vii, merge mai înainte, mai departe. Cred că cel mai bine ar fi să ne vorbească doamna ministru, nu? Pe candidat, da. Suntem în campanie electorală. În campanie electorală, după cum bine știți, candidatul nostru, susținut de către Partidul Social Democrat, organizația județeană Călăraș și de către mine personal, este domnul Dan Nica. Un băiat tânăr, fermier, absolvent de studii superioare, inginer, care va duce mai departe proiectele mele, va duce mai departe bunul simț în Comuna Unirea, nu învrăjbirea, nu ura, nu destrămarea. Ceea ce a fost înainte de venirea mea în 2008. Vă rog, văd aici foarte multe fețe cunoscute. Oameni ai comunității noastre, oameni de valoare. Pune ștampila pe delegatul, pe candidatul nostru, atât la primărie, cât și lista de consilieri județeni, lista de consilieri locali, pentru că avem mare nevoie atât de consiliul local, cât mai ales de Consiliul Județean. Avem mare nevoie de Consiliul Județean, pentru că de la Consiliul Județean pot veni resurse importante pentru comunitatea noastră. Resurse care, de care eu, în cele două mandate, nu am beneficiat. Tot ce vedeți făcut în Comuna Unirea. Am avut un proiect, doamna ministru, implementat pe măsura 322, singura localitate din județele Unirea, Călăraș și Ialomița, în 2010, care am câștigat acest mare proiect european pe măsura 322 și după aceea urmat de un program național de dezvoltare locală. Deci în total am asfaltat 12 km de drumuri. Deci niciun leu nu a venit de la Consiliul Județean. Au încercat să o întoarcă cumva, să spună, păi stați că de la noi sunt banii, de la Consiliul Județean. Cei din primărie știu foarte bine și vă spun și eu, acum dumneavoastră, față în față, privindu-vă în ochi, că nu am primit niciun leu de la Consiliul Județean. Deși solicitările au fost foarte multe. Dacă nu accesam proiectul ăsta european, proiect pe național de dezvoltare locală, din banii locali, din bugetul local, nu s-ar fi putut face absolut nimic. Decât cel mult, după cum vedeți, niște trotuare pe care le-am început acum și le finalizăm. În 2-3 săptămâni se vor finaliza. Deci din bugetul local nu putem să facem mare lucru decât și cu sprijinul
major al Consiliului Județean. Uitați-vă la comunele alăturate nouă. Dichise, Jegălia. Bani foarte mulți au primit de la domnul Filipescu, care acum încearcă să scoată în față un candidat pe care să-l manevreze ca pe un ca pe o păpușă. Tot el va fi în spatele acestui Consiliu Județean și mă cer, după părerea mea, precum și a staffului nostru de campanie, la nivel de județ, nu o să mai aibă această șansă să mai conduc acest județ. Ce să vă spun? Dane, vrei să spui ceva? Să spui ce gânduri ai despre gânduri bune. Are numai gânduri bune pentru voi, să știți. Foarte bine. Bună ziua, bine ați venit. Îmi pare rău pentru faptul că s-a nimerit să organizăm această întâlnire într-un moment de necaz pentru familia îndoliată, dar asta e, trebuie să înțeleagă lumea că așa s-a întâmplat. Mă cunoașteți, sunt persoane venite din Călăraș, care probabil nu mă cunosc. Sunt fiul al satului, născut, crescut aici. Inginer de profesie, inginer agronom și am fost și viceprimar în primul mandat al domnului Olteanu. Ce să vă spun? Gândurile mele sunt să continui politica de investiții în infrastructură, politică începută de domnul actual primar. Mai avem drumuri de asfaltat, mai avem trotuare de făcut, avem de făcut, doresc să fac o sală de sport pentru tineretul din localitate. Parcuri nu avem deloc, o să trebuiască să facem două parcuri în Unirea și unul în Oltina, că mai sunt familii care sau familii tinere care au copii și e nevoie de așa ceva. Curățenia să fie, cine mă cunoaște știe că sunt un om ordonat și îmi place curățenia, ordinea. Cum spunea și domnul primar când a venit acum 8 ani la conducerea primăriei, a zis așa, zice, v-am redat demnitatea. Eu pot să vă spun că o să vă păstrez această demnitate și să nu mai fie cum a fost când contracandidata mea principală a fost primar și practic rupsese comuna în două. Erau a ei și ceilalți, deci nu mai contau ceilalți, decât a ei. Nu vreau să mă răzbun pe cei care o susțin. Voi respecta legea, voi face tot în spiritul legii. Nu o să zic, știi, tu ai votat cu Tăreasca, pleacă de aici că nu. Nu. Dacă pot să-l ajut, îl ajut, dacă nu, da, bineînțeles, voi fi primarul tuturor. Indiferent cu cine au votat, asta e. Au trecut alegerile, am ieșit primar, mergem înainte, facem treabă. Știți foarte bine că sunt un om cu bun simț. Câteodată prea mult bun simț strică, dar nici deloc nu-i bine. Și pe data de 5 iunie vă rog să aveți în vedere faptul că votându-mă pe mine nu veți face o alegere greșită. Votându-mă pe mine și ieșind primar, o să fac tot posibilul să mergem cu investiții înainte, să facem cât mai multe lucruri bune și ce să vă mai zic? Să nu credeți că domnul primar o să stea într-un birou alături. Nu, la telefon comunicăm și ne sfătuim. Și mai ales că doamna Olteanu e un candidat la Consiliul Local și va fi consilier. Prezent aici, doamna. Și sunt convins că îmi va da sfaturi bune pentru bunul mers al comunității. Vă mulțumesc! Da, acum, așa cum a spus și Dan, este într-adevăr soluția optimă a noastră la acest moment. E un om de bun simț, un om cu cei 7 ani de acasă și nu va face nimic în defavoarea comunității noastre
Pot să vă promit eu acest lucru. Dacă în caz se va întâmpla vreodată, o să mergem la el și o să explicăm, dar cred că nu va fi nevoie. Da, cred că nu va fi nevoie. Acum, doamna ministru, dacă dorește, știu că sunteți foarte obosită, doamna ministru, nu? Nu? Încerc să mă duc aici ca să vă văd pe toți. V-aș saluta cu drag și cu respect, dați-mi voie să fac acest lucru, să vă mulțumesc că m-ați primit aici. Să transmitem condolențe familiei care astăzi se desparte de cineva care este foarte drag și așa cum este obiceiul la noi, la români, să păstrăm un moment de reculegere în memoria celui care a plecat dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, de aceea este foarte important să fim împreună și la bine și la rău. Viața are de toate și evenimente ce ne sunt favorabile și pe care le trecem cu bucurie și evenimente care ne întristează sufletele, chiar dacă nu ni se întâmplă nouă personal, ni se întâmplă semenilor noștri. Solidaritatea este o valoare pe care noi încercăm să o promovăm și cred că trebuie să menținem această solidaritate între oameni. Viața normală nu este una în care dezvoltăm între noi relații de încrâncenare. Viața normală este aceea în care ne autoeducăm, ne educăm copiii în înțelegere și în spiritul solidarității umane și fără îndoială este foarte important acest lucru. Comuna dumneavoastră, de altfel, are, cred, un nume predestinat. Se numește Unirea. Cum ar fi să vorbim în Comuna Unirii, Unirea de Dezbinare? Ar fi total nepotrivit. De aceea, cred că ceea ce trebuie să se întâmple aici este unirea dumneavoastră, să faceți ceva trainic pentru generațiile care vin după noi. Pentru că până la urmă, cred că fiecare dintre noi am fost trimiși pe pământ să îndeplinim o anumită misiune și să lăsăm ceva în urma noastră, într-un moment sau altul. Evident că un lucru putem să-l facem singuri și altceva putem să facem împreună. Noi astăzi ne-am strâns ca împreună să îl susținem pe candidatul nostru, care are un nume predestinat, Danica, e un nume de ministru, așa încât poate nu se va opri doar la primăria Unirii, ci poate că va merge mai departe. Dar ca să meargă mai departe, trebuie să dovedească calitățile de primar, calitățile pe care le are și s-a angajat în slujba dumneavoastră. De ce l-aș ține eu pe domnul Danica? Poate că vă întrebați dumneavoastră și fără doială mă întreb și eu. În primul rând, pentru că are o profesiune legată de comuna dumneavoastră și care îl obligă să țină seama că pământul ne suportă pe toți și ne dă să mâncăm la toți. Și prin profesiunea pe care o are de inginer agronom, știe mai bine decât oricare dintre noi ce să ne învețe să facem cu pământul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Iar dumneavoastră, într-adevăr, județului Călăraș, v-a dat Dumnezeu un pământ extrem de valoros și iată este un om care ne învață să lucrăm pământul și să ne hrănim din pământul pe care trăim. Și acesta este pentru mine un argument să îl susțin că are o profesiune care știe să facă bine oamenilor lucrând, învățându-i să lucreze pământul. Este un lucru absolut extraordinar. Dar inginerul, prin definiție, este cel care știe, spunea un mare matematician de la mine din universitate, cândva zice, pe mine matematician mă deosebește ceva față de dumneavoastră inginerii. Eu știu, dar dumneavoastră și știți matematică și știți ce să faceți cu ea. De aceea cred că inginerul trebuie să știe să facă, asta învață în școală și va ști ce să facă în primăria de la Unirea. Este într-o relație foarte bună cu fostul primar. Fostul primar care lasă în urma domniei sale proiecte pe care n-aveți cum să nu le aplaudați și chiar cred că merită să facă. Am venit aici din comuna Borcea.
și am ținut acolo adunarea într-un bar neterminat, adică într-o clădire care arată jalnic când te uiți din afară și iar înăuntru este neîncăpătoare. Și mă uit aici că parcă primarul i-a păsat de comună și a făcut altceva. Iată un cămin absolut admirabil, un cămin în care vă puteți întâlni atunci când simțiți nevoia să vorbiți între dumneavoastră și să stabiliți împreună cum mergeți mai departe. Am întrebat în comuna Borcea, înainte de a ajunge acolo, care este starea școlilor. Și am aflat un lucru care m-a cutremurat. N-a făcut nimic în școlile de acolo. E o comună de 9.000 de locuitori. O comună foarte mare cu multe școli. Când am venit aici, am întrebat pe doamnele profesoare, cum sunt școlile din Unirea? Și am primit un răspuns extrem de îmbucurător pentru mine. De aceea, cred că pentru modul în care s-a raportat la ce a avut de făcut domnul primar care își încheie mandatul pe 5 iunie, chiar cred că merită să putem continua. Și Partidul Social Democrat vine și vă propune un candidat care poate să facă acest lucru. Poate v-ați întreba de ce trebuie să fie țara gestionată de stânga. Eu cred că răspunsul, din punctul meu de vedere, este foarte ușor de dat, după ce, iată, de 6-7 luni de zile, avem o guvernare care nu are nicio legătură cu țara. Avem o guvernare de oameni nepricepuți, care aproape că au blocat țara. Au blocat țara, asta știe el să facă, să plângă când e nemulțumit. Ce să facem? Toți am plâns când aveam vârsta lui, așa că nu trebuie să ne supărăm pe el. Spuneam că acest guvern a blocat țara și pentru că foarte multe lucruri se pot face în România din fonduri europene, poate numai acest exemplu ar merita să vi-l dau. Niciun leu, niciun euro din fondurile europene, niciun proiect n-a fost demarat. Cum să ai încredere într-un asemenea guvern care a venit pe valuri, pe valul generației tinere care l-a adus la guvernare pentru că știe ce are de făcut. Ce ne-a dovedit? Că nu le pasă de oameni. Că nu le pasă de oameni. De aceea au blocat fondurile europene. Mi-e greu să cred că au venit comisiune de acolo să le blocheze, pentru că atunci ar fi grav. Înseamnă că nu-și iubesc țara și n-au ce căuta nici la guvern, nici în țara aceasta. Dacă nu-ți iubești țara, du-te și caută-ți în altă parte loc în care să trăiești. Pe de o parte, pe de altă parte, ce au făcut, trebuie să le punem întrebarea aceasta, ce au făcut cu banii pe care guvernul Ponta i-a lăsat în visterie? 14 miliarde de euro. În momentul în care au fost întrebați ce faceți cu legea salarizării care era aproape finalizată de guvernul Ponta, răspunsul a fost, n-avem bani. Bine, dar ce veți face cu banii ăștia? Nu dau niciun răspuns. Păi ei n-au bani pentru oameni pentru că nu le pasă de oameni. Proiectele lor nu sunt proiecte pentru oameni. Și de aceea eu cred că țara are nevoie să fie gestionată de stânga pentru că este singura guvernare care scoate sărăcia din țară. Parcă am fost într-un fel, cum să vă spun, parcă blestemați. Au venit guvernele de stânga, au ridicat țara, după care iar au venit guvernele de dreapta și iar am luat-o din nou de la cote care sunt sub cota zero. Eu cred că se cuvine să nu mai lăsăm din noiembrie încoace, poate chiar și mai repede. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să depunem o moțiune de cenzură imediat după alegerile locale, pentru că se duce prea tare țara pe tobogan și lucrul acesta nu cred că trebuie să-l acceptăm. Nu guvernezi o primărie sau o țară pentru că vrei tu să ajungi șef undeva, ci pentru că ai dovedit cu ceea ce ai făcut până la momentul la care ceri votul oamenilor că ai capacitatea să duci mai departe spre bine lucrurile care se cer a fi făcute în sănătate, în educație, în toate domeniile, în economie. Au fost aduși la guvernare de cei tineri care au ieșit în stradă. Păi măcar să fi dat burse celor tineri, măcar să fi dat locuri de muncă din banii care au rămas la guvernare. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că doar s-au folosit de oameni ca să ajungă la putere, după care iată ce se întâmplă. Numai dacă ne uităm acum
în sănătate de cutremuri, pur și simplu, de neputința lor de a gestiona un subiect nu foarte complicat, aș spune chiar extraordinar de simplu. De aceea, cred că este și de datoria mea, ca profesor care am lucrat tot timpul cu oamenii și căruia îi pasă de studenții pe care îi are, de tinerii care au trecut prin școală și cărora le doresc să trăiască aici, în România. Aici este țara lor și aici trebuie să ne ocupăm, să le dăm locuri de muncă și să putem face din țara aceasta o țară frumoasă și cu resursele pe care le are să scoatem sărăcia din țară. Acesta este motivul pentru care astăzi am venit în fața dumneavoastră să îl susțin pe domnul Dan Nica. Sunt convinsă, atât cât am citit despre dânsul, atât cât m-am interesat înainte de a veni aici ce fel de om este, sunt convinsă că nu greșesc încercând să vă conving pe dumneavoastră ca pe 5 iunie să mergeți să-l votați. Numai să nu încercăm tot felul de soluții improvizate care au mai fost la primăria dumneavoastră și care, din păcate, n-au lăsat în urmă mai nimic. Noi venim aici cu să susținem pe viitorul primar, cu un primar care a făcut pentru comuna dumneavoastră lucruri importante. Și sunt sigură că nici fostul primar, dar nici noi care venim acum să vă convingeți să-i dăm votul domnului Dan Nica, nu-l vom lăsa să nu-și ducă la îndeplinire toate proiectele pe care și le-a propus. Poate că ar merita, domnule viitor primar, să vă gândiți la specialiștii de care are nevoie comuna, să-i școlim aici, să dezvoltăm școli post-liceale, să dezvoltăm poate alte programe pentru liceele, pentru că acum pregătirea și pentru agricultură este o pregătire de nivel mult mai înalt și împreună să încercăm să ținem tinerii și să aibă satisfacție că pot să muncească în comuna în care dumneavoastră v-ați născut, ați crescut și față de care, fără îndoială, vă asumați o responsabilitate uriașă. Nu cred că atunci când te duci într-o funcție, te duci în funcția respectivă să-ți așezi lauri pe frunte. Nu te duci să-ți asumi o responsabilitate în fața oamenilor. Și lucrul acesta este extraordinar de important și apăsător, pentru că în momentul în care ți-ai asumat o responsabilitate în fața oamenilor cu care ai crescut, cred că apăsarea este și mai mare, de aceea vă ținem pumnii și nu numai pumnii, vă vom fi sprijin în susținerea proiectelor dumneavoastră în așa fel încât atunci când peste 4 ani veți veni din nou în fața oamenilor să le cereți al doilea mandat, să spuneți, iată, asta am promis și am făcut mai mult decât am spus. Sunt convinsă că acest lucru se va întâmpla. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși, că lucrul acesta este foarte important și sunt sigură că și primarul va avea grijă de cadrele medicale din Unirea, care să asigure sănătatea oamenilor, așa cum sunt sigură, domnule primar, că veți avea o relație foarte bună cu profesorii pe care îi prețuiesc și pe care îi respect, pentru că aparțin acestei breste, asta nu înseamnă că pe cei care nu au profesiunea de dascăl îi respect mai puțin, nu, dar pe profesori simt nevoia să și menționez că de ei depinde ceea ce devenim noi în viață, fiecare dintre noi. Eu recunosc că datorez învățătoarei mele direcția pe care mi-a dat-o în viață și nu-i mulțumesc lui Dumnezeu că o ține pe pământ și din când în când pot să mă duc și să-i spun sărut mâna doamna învățătoare și vă doresc tuturor sănătate, să veniți la vot pe 5 iunie și să dați votul domnului Dan Nica. Mulțumesc! Doamna ministru, mulțumesc pentru gândurile bune, pentru sprijinul pe care mi-l acordați și țin să vă asigur că nu o să vă dezamăgesc și nici pe dumneavoastră nu o să vă dezamăgesc în următorii 4 ani în funcția de primar al Comunei Unire. Vă
Vă propun ceea ce am propus și candidatului nostru de la Borcea, ca cel puțin peste un an să invitați comunitatea dumneavoastră și chemați-ne și pe noi că venim, am învățat drumul, să vedem ce ați făcut într-un an și pe urmă să vedem cum mergeți mai departe. Sunteți de acord? Așa. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezență și pentru faptul că sunteți alături de mine. Da, țin să-i mulțumesc în mod deosebit, doamnei ministru, că a avut amabilitatea să fie alături de noi în această zi, în această după-amiază. Sunt convins că cei mai mulți care aveți încredere în mine, veți merge și îl veți vota pe omul pe care îl susțin, pe domnul Dan Nica. Avem nevoie, așa cum v-am spus, și de Consiliul Local și de Consiliul Județean. Veți primi un număr de buletine, vă recomand și vă rog să mergem pe linie pe Partidul Social Democrat, pentru că în plan local, dacă vom avea voturi suficiente în Consiliul Local, vom putea să facem tot ce ne dorim pentru dumneavoastră. Nu vă ascund că în mandatul trecut, 2008-2012, am avut mari probleme cu implementarea proiectului european pe care l-am avut. Nu am avut majoritate, două treimi. Era nevoie, conform legii, de două treimi și unii își făceau bulion pe acasă, alții erau la nu știu unde, la lemne. Deci, pur și simplu, problemele comunității riscau să nu fie rezolvate, riscam să nu avem drum, riscam să nu avem canalizare și tot ceea ce vedeți că s-a făcut în acești 8 ani. Amintiți-vă numai un pic cum arăta comuna în 2008, când am luat-o eu, și cum arată acum. Și ăsta ar fi un argument important, esențial, aș putea spune, ca dumneavoastră să fiți alături de mine în susținerea pe care eu o fac pentru candidatul Partidului Social Democrat al comunității noastre, Dan Nica. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumim foarte mult pentru prezență și aplauze pentru doamna